Asta toată lumea și pune la un nou episod, dar să mergem cu clanul într-o expediție. Nu știu cum o să fie sau la care, e prima dată, cred că la Clan Challenge Level 1. Vedem, caracterele mele tot au fost la butat toată ziua. Aici, după cum v-am arătat, un exemplu, un sneak peek. Puteți să luați pic temerare. Acum suntem aici în parte. Hai să vedem ce mai zic băieții. Dăm un pic drumul la sunet. E un pic cam tare. Sper că nu se aud. Așa, e bine. Bun. Hai să vedem când putem începe. Amândouă caracterele sunt aici. O să mă duc după aia la... O să revin după aia înapoi, dar să vedem. Bun. Join. Enter challenge. Da, nu. Nu putem să facem nimic. Hui, destul de mult suntem acum. Și din câte am observat, e nevoie de a ne bagă el într-un party. Liderul. John, in progress, ok. Hai să mergem și dincolo. In progress. Nice. Hai să plecăm. De data asta suntem singuri. Nu știu ce face Big Sera. Hai să scriem. Na, bun. Cam așa arată. Ok, dăm un skip. Auto. Stai că așteptăm pe celălalt să pornească. Și... Journey Expedition. Ok. Numai să vedem dacă... Bai, ei celălalt pot să meargă, na. Hai, mă, că trebuie să atacă. Hai, du-te, că nici mai trebuie să mai stăm. Am făcut pe caracterul ăsta, încă plus 5, nu m-am băgat la mai multe, am făcut și asta plus 5. Și pe cel micuț, am deja două rare. Toată ziua am stat la farm, ca idee. Păi și de ce nu pot să atac? Hai, let's go! Zic și eu, nu? Aha, atacă el, bun. Ia să dau un pic mai aici, că parcă mă surzește un pic. No, bun. Caracterul celălalt atacă. Ok. Haide, repede. Așa. Acum am pus totul mai bine. Piesurile... Sunt pe acolo. Dă-te pe clar. Aha. Da, vedem că Big Sera de data asta nu e pe aici. Mamă, ce mult scade. Uite că am băgat dat-o în altă parte. Da, destul de bine. Asta level 50, diferență de 10 levele ca idee. Îi dau 37 și cu celălalt sigur că am murit. Hai să mergem. Așa, ne ducem mai rapid. No, bun. Ca idee, dacă vreți să mergem mai repede, apăsați T. Hai să vedem cu asta cam cât dăm. 100 și un pic. Da, e clar, am murit cu ăla micuțul. Și cu Wolfie. Man, Wolfie, vezi că stau un pic a făcut, adică... Mamă, ce-mi scade mie. Trebuie să stau mult la farming, guys, ca așa... Ia, deja au și murit, adevărul că, după cum am zis, e level destul de mare diferență. Bun. S-a băgat și el. Hai, nu mai da, frate. Băi, deci nu cred așa ceva, cât de greu e asta. Bun, hai să mergem. Hai să vedem ce avem noi pe aici. Report. Mi-a dat băiețe că... Na. Nu, oprește-te, oprește-te aici. Nu înțeleg de ce se oprește acolo. În loc să meargă la atac.
Vezi? Aha, ne dau 300 și un pic. Bun, haide. Celalalt ce lucrează? Hai să mă ajutăm. Luăm și pe astea. Domnul Dumnezeu și pe aici că... Parcă ne... A, păi știa mea de ce mă surzește așa, să spun, jocul. Cum m-am dat seama? No, maxim, nu știu, 20 de minute. Cred că cam așa o să fie gata scos. Ce ne dă, că nu m-am uitat. Chiar nu m-am uitat. Hai să vedem. Dacă tot suntem pe aici, expedition in progress. Oh, mama, astea sunt bune rău. Deci, rare blue dragon cofer, ok. Red dragon statui, 20 de bucăți. Sealing replic, ok. Asta mi-l poate da din prima. Și asta ar fi destul de bun dacă ar fi semn de... Sau și asta. Și primul de dat direct. Am înțeles. Da. Ia, mama, sorry. Cât am murit. Deci nu cred așa ceva. Hai că n-am murit toți. Ne prinde el într-o mișcare destul de ciudată și fiind pe două caractere, bine, eu mă plâng, alții care sunt 4-5 caractere, un pic am înțeles și tot acolo se duce. Bă, deci nu-l pune, fiți atenți, dacă un exemplu aici scade, ca idee, voi nu puteți să faceți nimic. Fii atent, aici m-ar putea omorâ. Da, da, mă, destul de bine. Fii atent cum o să mi le în target. What the fuck? Prinde-mă acolo. Ia. Bun. Hai să dăm una de aia. Așa. Așa, scade. A, bine, mă, scade din altă cazuri, nu din cauza mea, că... Băi, decât am trăsesc niște costuri care te poate paștea să nu mai scadă chiar așa de tare. Un exemplu. Eu ce noroc am avut aici. Numai să nu-l pună să-și regenereze viața. E posibil dacă un exemplu se duce înapoi în targetul lui. Da. Să-și regenereze viața și atunci clar că nu mai faci nimic. Adică pe aici poți să stai 5-2 de minute. Oi, oi. E destul de bine. Nu zic, nu? Da, să vedem caracterul meu. Am înțeles și el la micuțul e... Adică la marele e dead. Na. Asta e. Ce zic asta de level 50, frate? Deja. Că de nu, stau mult la farm, știi, și misiuni, pentru că... Dar nu... Nu pot, nu faci față, știi, aia e toată chestia. E foarte greu să faci față la... Și level. Level. Stai că să vă arăt imediat, că am, văd că am murit de pe amândouă conturile. Că, nu, numai de pe asta. Mi-a dat un anima calmat, adică... Asta înseamnă să dai pe auto-atac. Pe aici. N-aș putea să mă duc pe lângă. Păi și un caracter de la Ralph. Am înțeles. Și un caracter de la Leader. Așa, bun. Hai, ce noroc am avut aici, că nu m-am luat tot acolo. Bun. Bai, doi pentru... Mai ce noroc am avut. Ca să vă puteți face să nu vă mai scadă chiar așa de tare HP-ul, ăsta e MP-ul, o găsiți aici, niște itemuri, cam asta am înțeles eu că e destul de ok.
Na, acum în rest, altceva, nu știu ce să vă mai zic. Bine, și multe plusuri, multe bine, mă, de 3 zile, păi și omul am dat, na, e bun, bună schemă, în 2 zile, nu trebuia să-l dau. Mi s-a spus pe mine, mi s-a mai spune și mie, Speedy Gonzales, ca idee, adică... Da. Ar fi bine 40 de minute. Dacă termin în 40 de minute, cred. Hai să... Mă... Nu... Cred că va dura 40 de minute. Deci chiar nu știu, că la ce repede scade HP-ul. Deci nu cred că își generează HP-ul. Aha. A, nu prea. Nu prea. De level 50. Eu. Nu tu trebuie level 150 full legendar, aia e clar, n-ai nevoie de așa ceva. Sunt alții care dau destul de mare de meci, nu... Depinde itemele pe care le ai pe tine, depinde... Na, mult, mult. Hai că n-am murit. Eu tot scriu de pe amândouă conturile. Lasă acolo. Hai să vedem dacă 8 secunde mai avem. No. Bun. A, nu cred așa ceva de... What the fuck? Dude. Cer la lume. Da, păi... Da. Side effect. Da, un pic am ciudat caracterul. Ui, unde merg, mă? Stai un pic. Bă, de ce? Tot timpul stau și mă gândesc ce invenție a avut ăla, mă, care a făcut jocul, deci... Păi, băiatule. Na, bine. Hai să ne mai luăm și noi de asta. Da, pe aici, no. Join, păi join cu ce? Că n-am ce. Am zis că o să mă încep încă un caracter debut. Debutat. Nu știu. O să mă gândesc mai bine. Nu, stai că aici cred că ar fi treaba aia. Stau destul de bine cu Blastro. Destul de bine. Ce fiecare sâmbătă de la ora 20, dacă vreți să veniți în guilde, mama mi-a stat un pic inima în mine. Uite mă mai acolo că sunt sub picioarele lui, what the fuck. Butterfu. Stai să vedem, pot să-mi dau, da, pot să-mi dau. Uite mă de aici. A ceva de heal n-avem? Trebuie heal. Mă, că-l facem, lasă-mă. Nu, mă, nu-i probleme de... mamă. Păi, bun, ce? Mai. Critical de 114. Asta nu fac nimic deocamdată. Unde-și Big Sera? Te cam căptul de aia. Ori parte. Asta e tare ciudată. Asta dă destul de mare damage. A, da. Era imposibil să nu mor. Adică... Hai să dăm un pic acolo de verdeață pe la picior. Da. Bă, deci dacă îi se generează HP-ul la final,
Suntem pa. Deci, a, e clar. Deci trebuie să stăm cu inima în piept ca să nu, efectiv, să nu moară. Adică, să, what the fuck? Hai să mai luăm și noi de aici. Am deschis astăzi asta. Bă, nu mai am pornit web-ul de ceva timp pe episoade, că mai bine să vede așa. Na, n-ar fi nicio problemă că l-aș putea deschide, dar... Ai aplicația cu care poți să intri pe mai multe conturi, dacă ai. Cred că, da, uite aici și gen mai intri pe încă un cont și acolo ești. Pa, pa, mi s-o dus. Aha, încă nu. Păi problemul că dai repede, știi că dai tot combinația. Lancer-ul poate că se duce mai aproape de boss, dar în caz de... mamă, trebuie să-l bag pe asta neapărat. Bă, e bine, e că n-am murit așa de mulți. Hai, Lancer! Ce să te plimba asta? Plimba chei la magazin și înapoi. Atât, atât. Ia, mi-a venit să scriu. Ii, stai că... Da, mai bine cu Lancer-ul. Am zis, după asta, cred că o să mă duc să stau la farm pentru arma nouă de pe Lancer. Vedem cum o să facem, că neapărat am nevoie să o craftez. Da, trebuie neapărat să o craftez pe asta. Da, vedem cum o să fie. Ai, pe primul la Lancer. O să bagă direct în fața lui. Mai avem nevoie de... Mă, nu așa de mult. Avem Dragon Scale. Cred că avem în... Dragon Scale. Da, am 3 bucăți. Pot să-l craftez. Ca idee, nu trebuie neapărat să-l craftați. S-a murit. Da, mersi frumos. Ca idee, nu trebuie să-l craftați tot timpul de acolo din... Bă, dar... El mă în target. Nu trebuie să-l craftați de aici. Aveți și în oraș. O să vă arăt, dacă nu știți, care cum, sau dacă nu v-ați dat seama deocamdată, o să vă arăt cum să craftați într-un videoclip destul de mic. Pif! Du-te! Autotacul. Așa. Hai să dăm ceva acolo. Ce mai acolo? Nice. Tot asta ne-l prindă pe celălalt. Aici e. Hai să vezi cum se duce caracterul meu. Miu. Să jeți-l. Aia, asta trebuie la caracterul ăsta, că dă repede, nu prea are de mine, am depinde de caracter. Dacă un exemplu ai PS-uri, cât ai levelul. Da, poți. Să dai damage cât dă... Ăsta. Damage destul de mai... Duce mai încolo, tătândere picioarele lui, da. Pa! S-a adus caracterul. Dar nu cred că după mine se ia. Nu, după Lickery. Atâta sper să nu și-l fac HP-ul. Deci eu atâta sper. Am murit cu caracterul ăsta, nu cred așa ceva. Jump. Bă, asta m-am gândit și eu, adică... Da, la picioare. Hai să vedem dacă poate să ne dea careva revive. Da, nu crede. Cred că s-a dus. A plecat vorba aia, jihadul. Da, că n-am călcat direct în el. Ești curios? Nu. Normal ar fi chestia că e numai asta. Da, numai asta e. Cred. Clan, nu? Clan Info, ok, Expedition, da, pe aici dacă mergem la Clan Challenge, îți trebuie, sunt boss între 40 și 80, maxim 50 de player poți să intre pe aici și recomandat PS-uri ar fi 29K, deci, e destul, să spunem așa, e unghe, dai mă, sărăchie, stai că mi s-a mutat.
A, dacă vreți să vă schimbați, nu vă duceți la schiz, apăsați numai consola de pe CS, CSGO, un exemplu, că și aia... Niște console dau revive la băieți, că le-aș da la fiecare, dar... De... Amin. Da, la fix. Deci câte faze amuzante pe videoclipul ăsta. Adevărul că și pe un pic ciudat, că... De... De dacă mor și cu caracterul ăsta, pa! O să mă caut tot fazele amuzante, gen, nu mai știu la ce minute erau. Și o să le pun pe TikTok. Nu, 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 tu mai în spate un pic. Și pun mai încolo, că îl dă direct pe tine. Aha. Bă, bine că îmi dă 5 minute pe acolo să aștept până la respawn, adică 40 de minute mai avem. 39, scuze-mă. Ioi, asta e nașpa. De asta vorbeau ei. Ne trebuie aici level. Cum am zis, level 50 e recomandat pentru el. Da, îți dai seama că am un am stat să vedeți și voi, să mă uit peste toată lumea, dar ca idee, s-a adus, m-a luat, deci, efectiv, a dat un target peste toți. Peste toți. Da. Ar fi cumva să dea un revive pe top partiu. Cine mai a rămas în picioare? Cir, Moșulică, Andrei C, Rafael. Da, ei sunt... bine, și Cucuz. Da. Ei sunt cu caracterele mai ok. Din cât observ, da. Fain ar fi dacă s-ar putea gen, da un revive pe tot partiu, știi? Asta ar fi destul de fain. Să se dea un revive. Bine că vin băieți înapoi, nu-i problema. 4, 3, 2, 1, hai. Da. Bine, 10. Toată lumea a murit, adică... Hai să dăm una pe acolo, una pe aici și... Aha, laserul e automat, celălalt nu-l ia. Celălalt nu-l ia. Bă, e o vreme la mine. Fu de capul meu, destul de ciudată. De-aia și... Mă, folosesc skill-urile pe degeaba. Mamă, ce-a crezut că mor. Asta, fugi, fugi, da, mai că mai fug, 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 fug. Nu mai ai avut un target. Tu întreb și eu pentru prieten, cum? Sau? Era un target? Cred că era un target. Cum îi calmează popeți. Hai că nu-i de jumătate direct. Două hituri odată. Deci două hituri. Fui, mai căsoare. Asta mă omori mai repede. Reset. Da, mai avem 9 minute. După aia cred că o să dureze mai mult. Da. Bă, ca idee, ca să mă învăț ce am învățat și eu de multe ori pe care vă spun și în videoclipuri și așa mai departe. O să aveți foarte multe chestii de care o să aveți nevoie în parcursul jocului. Dacă nu acum, acum clar că nu o să aveți nevoie chiar așa de multe. Dar un exemplu, nu aici, pe unde ar fi? Nu mai știu pe unde a fost. O să ai nevoie de foarte, foarte multe chestii care, un exemplu, na, abia de m-am dus și deja am murit, efectiv, adică, bro, what up? Ce cu bucamp e? Aha. Ca degeaba, pam, prară și abia de dau în el.
7 secunde mai am. Aici îmi scrie. No, eu numai vă spun, o să aveți nevoie. Și Dark Steel, alea, un exemplu din alea, poți să scoți bani. Am mai văzut că m-a întrebat cineva. Dar adevărul că poți să faci mai multe cu ele. Deci poți scoți bani în real life. Sau să mergi să craftezi mai multe. Oricum, un exemplu, când vrei să dai plus, o să trebuiască să ai. E clar. Nu-l faci mai... Cam greu, cam greu, cam greu, cam greu. Îl facem, dar 35 de minute, frate. E un pic cam ciudat. Deci dacă durează o oră treaba asta. Puh. Trebuie, na, îți dai seama că mulți acum s-au și apucat de joc. Uite-te, frate, că dă cu prostia aia de direct. Ten... Pana aia. Ne. Uite cum l-au luat, de l-au luat pe licării în target și mă duc pe el mere. Camciu. Mă scuzați. Cam ciudat. Dată schema. Păi am un lup pleca, mă. Ce poți spus, bețe? Face săptămâna viitoare. Păi mai trebuie să mai vină lume, numai că... Nu. Nu știu. Trebuie să mai facem, să mai... Adevărul că pe aici se vede cam cât am muncit o săptămână întreagă, știi? Cam asta toată schema. Și... Da, cum am zis, uite-te, deci uite-te acolo cât target au avut. Stai să-mi dau, mai am 5 secunde cu asta. 3, 2, 1, până-mi dau caracterul meu moare. De. Ah, bă, măcar am încercat. Adevărul că am încercat. Da, ați văzut reward-ul, guys, nu o să fac episodul, cred că de foarte mult. Acum, ați văzut reward-ul pe care posibil să vi-l dea dacă sunteți într-un clan și mergeți aici la boss-ul ăsta. Așa că eu v-am lăsat, o să rămână un mister dacă reușim sau nu. Și vă urez, o zi cât mai frumoasă în continuare, că și așa mai are încă ori 702, adică... Fuh, da. Ok, hai că eu v-am pupat. Ciao, ciao.